dragii mei! Astăzi alături de mine este Cristian Mladin. A mai fost la emisiunea noastră. Bună ziua, Cristi! Mă bucur că ești alături de noi astăzi. Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc pentru că ai venit, Cristi! În mâna mea acum am o carte, cu coperta albastră. Despre ce este vorba? Este vorba de primul meu volum, volumul de debut, apărut la editura Grinta în anul 2018, o carte de poezii care se intitulează Umbre în lumină. Cristi, lumea te-a văzut de curând în presă. Știu eu că te ocupi cu multe lucruri. Nu știu cum să le definesc. Mai jos tu, te rog. Așa este. Îmi place să cred că suntem mai mult decât arătăm în viața de zi cu zi. În fiecare din noi este o anume capacitate de a ne manifesta. În cazul meu aș putea spune că mă manifest în plan sportiv și cultural. Cum se împacă aceste două lucruri atât de diferite? Într-adevăr, sunt diferite, dar simt că unul îl completează pe celălalt. Din sport îmi vine adrenalina, din cultură e altceva, sunt subiecte mai elevate, să spun. Să înțeleg că locul tău de muncă se află în direcția unora dintre aceste alegeri ale tale? Nu, sunt de profesie economist, dar putem avea hobby-uri care, iată că ne aduc armonia spre care tindem cu toții. În România încă nu trăim din hobby-uri. Ce înseamnă pentru tine un hobby? Este acel ceva care te împlinește, care face ca viața să îți fie rotundă, să îți dea acea fericire și acea putere de a merge mai departe încă o zi și încă o zi ca să fim și altceva. După cum am spus mai devreme, lumea te-a văzut în presă. Este vorba despre concursurile care se vor ține curând? Da, e adevărat, sunt legitimat la 3 cluburi sportive, la CSM Arad, Experiența Multisport Arad și Șah Club Vados Arad. Cu preponderență accentuez partea de înot la CSM Arad Înot Masters. Ne pregătim pentru campionatul național de Înot Masters, ce va avea loc la Brașov. Iar pe plan îndepărtat, să spun, tot în acest an vom avea campionate europene de Înot Masters la Budapesta. Pe lângă Înot, mă mai pregătesc pentru, aș putea spune, cel mai puternic concurs de triatlon ce se practică. Vorbesc de Ironman, care se va ține la Oradea. Ce înseamnă Ironman, pentru cei care nu știu? Triatlonul presupune 3 probe. Se începe cu proba de înot, 4 km, urmând apoi proba de bicicletă, 180 de km, și terminând cu un maraton, 48 de km, alergare. Toate una după alta, fără pauză de somn, mâncare, eu știu, toate un film, o prăjitură, o ieșire, ceva? Da, alea eventual după. Trebuie să te încadrezi într-un anumit interval de timp, respectiv 16 ore. Altfel, se consideră descalificare. Felicitări, dragii mei, cei care vor participa, succes și multe realizări în continuare pe acest domeniu. Cristi, noi te cunoaștem din anul 2014, când ai intrat în grupul Tu Carte Deschisă. Atunci am știut câteva cuvinte, câteva lucruri despre tine. Acum te-ai îmbogățit cu mult mai multe în CV-ul tău literal, cultural și sportiv. Hai să dăm puțin timpul în urmă. Cum te-ai apucat de... Care au fost etapele acestei schimbări? Când și cum te-ai apucat de ele? Într-adevăr, scriam poezii cu mulți ani în urmă, dar la un nivel mult mai
de început, să spun. Din anul 2014 am întâlnit acest grup de oameni frumoși care se cheamă Tu Carte Deschisă. Se spune că în locul potrivit și alături de oamenii potriviți poți crește. Bineînțeles, dacă îți dorești acest lucru. Și ușor, ușor, pas cu pas, am ajuns să facem lucruri frumoase. În anul 2017 am editat prima antologie de grup. Iată, anul 2018 a adus pentru mine volumul de debut de poezii. Am continuat apoi în anul 2019 cu un proiect atipic, aș putea spune, un experiment literar. Este vorba de un roman comun. Cristi, stai, nu te grăbi, avem destule minute. Vreau să începem cu începutul. Da. Această carte cuprinde poeziile tale de la începutul tău de scriitor sau doar poeziile din ultima perioadă când ai decis să le pui pe hârtie public? Și dacă dorești să ne citești două poezii după aceea? Sunt poezii scrise în etape diferite ale vieții. Mi-au trebuit 4 ani de zile ca să le aduc la forma finală. Mă reprezintă fiecare dintre ele la momentul respectiv la care le-am scris. Am încercat să abordez forme diferite ale poeziei, pentru că o putem face dacă ne dorim și, iată, ne putem depăși barierele pe care de multe ori ni le autoimpunem. Te ascultăm, Cristi. Ce ne citești astăzi? Da. Văd că ai și părți colorate, imagini care le-ai făcut tu și desenezi. Am colaborat la editarea acestei cărți cu o doamnă grafician din Constanța, Nina Vizirianu pe numele său. Imagini grafice deosebite. Doamna mi-a spus că pentru ea nu este o muncă, este chiar o terapie. Iată, este o terapie prin artă, pentru că, nu-i așa, cuvântul poate să vindece, poate să lovească. Știm că nu are formă, nu are gust, nu are miros, dar ajunge acolo unde trebuie de multe ori. Eu fix invers le definesc. Are cuvântul, are gust, are miros. Când spui un cuvânt frumos, parcă și simți o aromă de primăvară sau o aromă de toamnă. Te ascultăm, Cristi. Imaginația ne duce, într-adevăr, în locuri în care nu putem ajunge în mod normal. De aceea avem ajutoare care vin în locul nostru. Toate cele 7 arte ne transpun într-un alt loc în care suntem liberi, putem fi orice, oricine, și acest lucru ne face să fim altfel, mai buni, spun eu. O să vă citesc 2 poezii, să le și găsesc. Știu că le citești cu intonație, deoarece tu ai făcut și cursul de teatru. Lasă despre asta vom discuta după aceea. Oamenii sunt nerăbdători să-ți audă poezii. Până una alta pot să spun că doamna Nina Vizirianu este o femeie deosebită. Sperăm în viitorul apropiat să o avem alături de noi. Și până atunci ne bucurăm de toți invitații pe care îi avem aici. Iată că am găsit, să spun, 2 mostre din poeziile mele. Am să vă citesc Plutire. Timpul e de vânzare, cu roua tăcerii din noi, pe apa cea fără hotare, dispar lunecând amândoi. Încet, tremurând, se aprinde noptatic, lunar, felinar. Mie inima plină de patim și-mi umple sălbatic pahar. Nici când să nu spui ce nu simți, în umbre golașe de tei, palpită inima în piept și în gând,
E magie piada ei. Asta ar fi una. Iar a doua se intitulează Rapsodie Besmetică. Plânge vinul în struguri de lenea atavică a mânzitorului de fructe. Alege să joace arșice cu sâmburii la apus de lună plină. Rămân în gâtul vinului și sâmburii, cenzurând besmetice dialoguri cu vântul. Politica se face și în struguri, aici, ca și pe întreg pământul. Se sapă clandestine tunele sub cerga de umede frunze, arici mișunând după gâze, înțeapă norii ce plâng pe castele. Miresme de coș fumegând, semnale de albi indieni ce învață să scrie definițiile fricului. Felicitări, da. Felicitări! Mulțumesc pentru carte. Am înțeles că este un dar pentru emisiunea noastră. Sigur că da. Cristi, putem continua cu ceea ce tu te-ai grăbit să spui despre proiectul colectiv, romanul, cum se numește? Romanul se intitulează Cubul cu 5 fețe. Este un proiect, cum am spus, atipic, cu atât mai mult cu cât el este o formă puțin abordată, din câte știu, nu mai există roman la 5 mâini. Pare și este, de fapt, o muncă deosebit de grea să pui la aceeași masă 5 autori. De aceeași vârstă? Lucrați împreună? Spune-ne puțin despre întregul proiect. Suntem 5 prieteni care avem fiecare vârste diferite, pregătiri diferite, dar acest lucru nu ne-a împiedicat să ajungem la un numitor comun, să apucăm un fir roșu pe care să-l ținem și să dăm viață unui personaj comun care, ca noi toți, parcurge diferite etape ale vieții spre maturizare. De ce acest titlu Cub și nu, eu știu, numele personajului sau o poveste scrisă de mai mulți autori? Eu știu, de ce ați ales acest titlu? Da, este un titlu metaforic, pentru că, nu-i așa, un cub, știm cu toții, are 6 fețe, al nostru are 5. Deci este un pic șchiop? Este, aș spune, neterminat, pentru că a șasea față poate să fie o continuare a romanului sau poate fi o părere a celui care citește acest roman. Sunt de acord cu ceea ce spui. Aș merge și eu pe varianta a șasea față este a cititorului. Pentru că după ce începi să citești și termini de citit o carte, îți imaginezi sau te întrebi oarecum cum are continua această poveste. Deci ai o carte personală, o carte colectivă, atât? Așa este. În plan, atât? Am apărut în mai multe antologii, dar acum am în lucru o carte care va apărea în acest an, o carte în care am pus multă muncă, mult suflet, o carte altfel, aș putea spune, în care încerc să îmbin genuri diferite, dar care fiecare mă reprezintă, aș putea spune. Cristi, eu cred că mi-ascunzi ceva astăzi. Eu știu de la cineva, nu dau nume, de la Liga Scritorilor, că tu ai 3 cărți în lucru. De ce ne vorbești numai de una? Ți-i secret? Uneori e bine să luăm lucrurile pas cu pas. Într-adevăr, am mai multe proiecte care sunt începute, dar acesta este cel mai aproape de a se materializa. E și bine să fie așa.
artistul trebuie să se maturizeze, trebuie să lase la... trebuie să se dezvolte înăuntru lui ideile până în momentul când vor prinde formă finală. Foarte frumos spus. Foarte bine gândit. Cristi, ce să te întreb? Te-ai înscris de curând în Liga Scritorilor Români de pretutindeni. De ce nu ai ales Uniunea Scritorilor de România? Vedeți, se pare că vârsta creatorilor are un cuvânt greu de spus. Sunt anumiți artiști consacrați, dar din urmă nu vin atât de mulți pe cât ne-am dori. Anumite organizații sunt însă dinamice în a atrage spre ei, spre ele, colegi, parteneri de artă. Astfel, Liga Scriitorilor din România, care are filiala aici în Arad, este un organism viu, un organism care încearcă să atragă oameni talentați, oameni cu potențial, pentru că numai așa, ridicând și identificând alți potențial creatori, putem lăsa ceva în urma noastră, putem lăsa urme. Din ce te inspiri? Wow! Inspirația este la tot pasul. Poate să-ți vină o idee mergând pe stradă, din natură, din faptele pe care le facem sau... E divers. De curând am aflat că vrei să participi la concursuri mai ieșite din comun. Nu știu despre ce este vorba. Vreau să ne spui tu. Da, de curând am descoperit frumusețea prozei. Mi se pare un fenomen foarte complex, necesită o muncă asiduă, aș putea spune. Ca să umpli o pagină de proză, trebuie să fii foarte bine pregătit, să ai imaginație în primul rând, să ai putere creatoare. Și iată că în anul 2019 mi-am încercat puterile, am trimis material la câteva concursuri și spre bucuria mea am reușit să câștig 6 premii, dacă bine îmi aduc aminte. Felicitări! Mulțumesc! Toate sunt pe partea de proză sau eseu. Extraordinar! Deci tu până acum ai scris poezie, te-ai apucat de proză și ai luat și premiile de la cei care, Doamne ajută, au scris scriu de ani de zile. Sunt anumiți autori care au o temă predilectă, o abordare pe care o fac foarte des. Acest lucru n-aș putea spune că mă caracterizează. Îmi place să aleg cărări pe care nu am mai pășit până acum. Am trecut de la poezie cu formă fixă, apoi la poezie cu vers alb. Am trecut prin eseu, prin novelă și iată că rezultatele încet, încet apar. Am auzit că stai la casă, ai câteva pasiuni, ai vreo 17 pisici, un cățel, 2, 3, 5 în plan, sau sunt zvonuri care nu sunt reale? Sunt avantaje în faptul că locuiesc la casă. Natura e mult mai aproape de mine, de sufletul meu. Am inspirația lângă mine, plantele, animăluțele sunt parte din viața noastră care ne susțin
uneori tacit, alteori mai direct. Ai și 7 acvarii de pești? Îmi plac animăluțele, am într-adevăr pești de acvariu, am o pisicuță și îmi place partea de grădinărit și partea de horticultură, să spun. Mie mi se pare că ceva îmi scapă sau nu vrei să-mi spui. Am învățat că din 24 de ore, 8 ore te odihnești, 8 ore muncești, 8 ore te relaxezi. Când le faci pe toate? Ai și o familie, ai copii, ai un serviciu aglomerat, sport, scris, pești, animale. Eu, sincer, nu mai înțeleg. Așa este. Aceste abordări, să spun, ale mele, mă fac să mă simt viu. Ca și fire, sunt o fire complexă, m-aș defini. Se îmbină una cu alta, se completează una pe alta și mă fac fericit. Asta este răspunsul. Deci, ne-ai dat definiția fericirii, care înseamnă să fii un om complex. Eu nu cred că omul este simplu. N-a fost niciodată simplu. Întotdeauna au fost diferențe între femei și bărbați și din vremea... Așa este, nu suntem la fel toți și tocmai aici este frumusețea, pentru că dacă am fi asemeni cu toții, ar fi foarte plictisitor. Diversitatea ne face să fim frumoși și, nu știu, simt că trebuie să fac chestii pe care nu le-am făcut, poate la vremea copilăriei. Acum sunt vise care mi le aduc la îndeplinire ca și adult. Mi-ai dat o idee foarte bună să te întreb. Când este perioada cea mai favorabilă și potrivită pentru a-ți împlini visele? În copilărie, în adolescență sau la maturitate? Cred că nimeni n-ar putea să dea un răspuns concret. Trebuie luate lucrurile pas cu pas. Nimeni nu-ți garantează că vei deschide ochii mâine dimineață. De aceea trebuie să ne bucurăm de fiecare zi. Fiecare zi este un miracol care ne este dat. E bine să ne identificăm capabilitățile și ceea care ne face să fim diferiți și armonioși de mici copii, dacă acest lucru este posibil. Dacă nu, timpul este un aliat, aș putea spune. În timp, caracterul se maturizează, se definește, iar ca adulți ne descoperim poate laturi care nu le-am știut că suntem atrași sau capabili să le ducem la îndeplinire. Și iată că la maturitate putem selecta ceea ce este prioritar. Putem face tot ce ne dorim, dacă dorim acest lucru. Lumea te știe din anturajul celor care cântă karaoke. Am înțeles de la un prieten foarte bun că ai de gând să mergi și pe această latură. Sunt anumite activități care te fac să te descătușezi. După o zi grea de lucru, cu un antrenament puternic după aceea, uneori trebuie să ne deconectăm, trebuie să dăm shutdown la gânduri și să facem și alte activități care sunt pentru suflet. Cititul, asculta muzică, a cânta, de ce nu, sunt lucruri care, iată, ne pot face fericiți la sfârșitul zilei. O ultimă întrebare, Cristi, pentru astăzi.
între muzică și film, ce alege? Film. Mulțumim frumos pentru aceste clipe minunate alături de noi, pentru toată inspirația, pentru faptul că ești un model pentru lume în această societate în care pozitivul trebuie pus în fața noastră. O zi minunată, să ne vedem curând. Cu bine!